Prima destinație vizitată în această zi de Comisia Mixtă Română-Bulgară pe Agricultură este această seră, aflată la doar 10 km de vama Giurgiu-Ruse. Seara are o suprafață de aproximativ 20.000 de metri. Va începe în curând irigarea pământului, însămânțarea acestuia, pentru ca la sfârșitul lunii martie să fie recoltate de aici primele roșii de anul acesta. Și следващата salată, която ще консумирам, ще бъде от оранжерията. Domnul administrator Stefanov, da, din păcate, la ora actuală, vedeți că nu avem producție, dar urmează vine primăvara, mart-aprilie și sperăm că și nu numai comisia noastră o să ne folosim și o să gustăm din producția serele. După vizita din seara de legume recunoscută în plan local, dar cu destinație de export Germania și cu o producție de 100 de tone de legume la hectar pe serie, membrii comisiei s-au deplasat la o unitate de procesare a cărnii. Zilnic, între 3 și 5 tone de carne sunt transformate în mezeluri proaspete, fierte sau afumate. Se cază mesul preработка, predimnu să preasno, ohladeno, bulgarsko meso, svinsko, trupno. În principiu, carnea care se folosește este numai din porc, este carne de porc. Колбаси и местни заготовки се произвеждат от свинско и телешко замразено месо. Да, фолосим и карне каресте и дин карне де вака. Următoarea întâlnire a GLAC-ului Giurgiu-Ruse va avea loc la noi în municipiu și va fi organizată cel mai probabil în prima jumătate a lunii februarie.